jucătorii de la CSA puțin dezamăgiți că, că e lume puțină, nu i-a simțită? Da, 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 erau foarte dezamăgiți și mai ales chestia asta când n-au voie să promoveze. Până la urmă, cândva și creștiu ca antrenor, nu prea mai e chef. Dacă știi că n-ai voie să promovezi, ești pe primul loc și totuși n-ai șansa de a juca în prima ligă. Și asta e ceva... Și v-ați dus și ce le-ați spus de suporteri? Domne, dacă indiferent cât sunt, ce le-ați zis? Păi acum am înțeles că au fost niște lucruri cu, s-au întâmplat la meciul cu Dinamo, și nu m-au voie să intre în stadion, îi caută și ăștia nu m-au chestia să intre în stadion, deci s-au întâmplat niște chestii care n-au loc în fotbal, stadion, și sigur acum lumea este dezamăgită, supărată și nu-ți vin la, și cine ar de suferit? Echipa. Până să joci fără spectatori e groaznic. Bun, dar vreau să vă întreb ceva, că aici e un paradox, domnul Răducanu. Vreau să vă întreb ceva. De ce, da, la echipa armatei, despre care, mă rog, se susține că ar fi adevărata steaua și sunt convins că și noastră credeți asta, vin, nu știu, 1000 de oameni, mai ales fiind și un meci cu locul 2, așa, iar la FCSB-ul lui Gigi Becali au fost cu Rapid 20.000 de steliști în tribună, din care o galerie de 8.000 de oameni, ca în vremurile bune. De ce totuși se întâmplă asta? Cred că nu că sunt eu unul potrivit care să vă răspund la întrebarea asta, că nu știu ce. Eu știu că am jucat pentru Steaua. Atâta și nu vreau să intru în ce discuție aiurea care mă pun în poziție delicată. N-am ce să vă spun. Eu am jucat la Steaua, mai mult nu știu. Și nici nu vreau să intru în polemică. Uh-huh. Dar bine. De ce să întâmplă? Asta, abar n-am de ce de vin acolo și aici nu vin. N-am ce să vă zic. Sunt de 40 de ani în Germania și nu știu. Marcel, ai mare noroc că nu există și două Borussia Dortmund, una în divizia 2 și una în divizia acolo, e una singură și știe lumea care e aia. Da, pentru că domnul Răducanu, e dezamăgitor când vezi stadionul gol, aici e clar, e greu cu stadionul gol. Da, da, sigur că e greu. Da. Ceva trebuie să întâmple să fie bine, să fie toată lumea mulțumită, spectatorii și jucătorii. Dar mă depășește tema asta. Da. Bănuiesc că nu trebuie să vă mai întreb. Dumneavoastră spuneți că Steaua pentru care ați jucat e echipa care v-a sărbătorit ieri. Bănuiesc că e clar asta, nu? Păi da, nu și s-au oferit și mi-a acordat aceste două zile sau trei zile de când totul și sigur că le mulțumesc, e normal să fac asta. Pentru că nu s-a întâmplat din altă parte, n-a venit nimic. Deci sigur că le dau dreptate oamenii care m-au ajutat aici, care au fost de partea mea. Da, da, pentru că din partea elaltă de la FCSB nu v-a sunat probabil nimeni niciodată. Niciodată, nu. Adică nu v-a recunoscut nimeni, ca să zic așa, să vă spună, domnul Marcel Răducanu, sunteți o glorie, haideți cu noi, haide, știți cum e, să vă onoreze. Da, nu o să întâmple asta niciodată.